Crima a avut loc miercuri seara la Trohan, comuna Vasruia, Năgărceni. La scurt timp după ora 2:00, o femeie a sunat la 112 pentru ajutor, spunând că soțul ei era în stare gravă cu înjunghere de cuțit. La fața locului a fost trimis un membru al personalului SMURD, iar paramedic acordat o lovitură. După ore întregi de interogatoriu, tânăra de 21 de ani a recunoscut că și-a înjunghiat soțul, făcându-l să creadă că a încercat să o atace cu un cuțit. Le-a spus procurorilor că l-a înjunghiat odată și că a 27 de ani și a acuzat soția că nu a îngrijit corespunzător copilul cel mai mic, doi soții au doi copii. La alți 5 ani inculpatul a spus că în ultimele 6 luni nu a existat nicio altercație în familia. Susține că conflictul a izbucnit marți seara după ce soțul ei a 2-4 de ore sub acuzația de omor, urmând să se facă propunere de arestare preventivă la instanță. Purtătorul de cuvânt al PT Vaslui anunță procurorul Alișeruș că pentru o perioadă de instabilitate în Rusia, spune expertul suedez încrezător că Putin va pierde războiul, Gazprom va stabili ce se întâmplă cu copilul.